Croitorul fagului sau croitorul alpin este o specie protejată prin Directiva Habitate și printr-o ordonanță de urgență privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Este un coleopter de dimensiuni mari care poate fi ușor de recunoscut datorită coloritului albastru catifea sau gri albăstrui. Acesta este dependent de lemn cu putregai pentru reproducere. Larvele și adulții trăiesc în special pe fag, iar ocazional și pe alte specii de foioase, precum teiul. Exemplarele adulte au lungimi cuprinse între 14 și 40 de milimetri, la care se adaugă antenele lungi cât corpul la femele și de două ori mai lungi decât corpul la mascul. Nu se hrănesc în stadiul matur de obicei, dar contribuie la polenizarea speciilor de plante pe care stau. Poate părea că specia are abundențe mari datorită faptului că sunt ușor de observat, dar preferințele stricte de habitat fac ca în realitate numărul de exemplare care trăiesc într-o zonă să fie mic, cu o densitate aparentă de 40 de exemplare mature per hectar.